Potrivit unui proiect de lege înaintat de 12 senatori PNL și adoptat luni de Senat, tații vor beneficia de concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare în primele două luni de la nașterea copilului. Proiectul de lege extinde perioada în care tații beneficiază de concediu paternal de la 5 la 10 zile. Totodată, perioada în care se poate solicita concediu crește de la 8 săptămâni la 2 luni. În urma votării s-au remarcat 94 de voturi pentru, unul împotrivă și 4 abțineri.